Eugen Ionescu nu este doar școala cu rezultate bune, ci și școala faptelor bune. Astăzi, printre sute de mărțișoare în curtea școlii, am găsit copii, dascăli, părinți și bunici. Toți au avut un singur scop, de a chema primăvara și de a întinde o mână de ajutor profesorului lor de religie care trece prin clipe grele. Târgul de mărțișoare organizat astăzi la școala gimnazială Eugen Ionescu are o dublă semnificație. În primul rând sărbătorim venirea primăverii și în al doilea rând este un târg caritabil. Strângem bani pentru o cauză nobilă, pentru că, așa cum probabil știți, colegul nostru Alexandru, profesor de muzică și de religie la școala noastră, trece prin niște clipe dificile în această perioadă și ne-am gândit să-l ajutăm cu această ocazie a târgului. Alexandru Ciocârlan este profesor de muzică și religie, iar luna trecută a suferit un accident rutier. După ce a stat în comă mai mult timp, profesorul de suflet al majorității elevilor are nevoie acum de recuperare. Pe domnul profesor îl așteaptă o luptă lungă pentru a redeveni omul plin de viață și dedicat copiilor. Prin mărțișoarele lor, cei mici și-au dorit să aducă primăvara și pentru profesorul de muzică. Ei nu doar că au fost generoși, ci și buni negociatori. Văd că ați vândut toate mărțișoarele aproape. Da. Ați muncit mult la ele? Foarte mult. Și cam care sunt prețurile? Unele sunt la 8, unele la 5 și unele la 2-3 lei. Cât ai lucrat la mărțișor? Păi cam 10 minute. E greu? Nu. Cât ai lucrat la mărțișorul tău? Acesta am lucrat, au lucrat colegii mei și am făcut din asta, am avut ca temă să facem câte un mărțișor, este 8 lei. Negociabil? Negociabil, maxim până la 7 lei. Au confecționat mărțișoare 20 de clase, ca și număr n-aș ști să vă spun exact, sunt sute de mărțișoare confecționate de copii. Copiii s-au implicat în această activitate și au lucrat cu drag, știind că au posibilitatea de a-l ajuta astfel pe domnul profesor. Și dacă elevii cei mici au fost creativi, cei mai mari au avut posibilitatea să cumpere mărțișoarele pentru cei dragi. Câte mărțișoare ai cumpărat? Păi acum am venit să-mi iau și am cumpărat acestea două. Pentru cine? Pentru fete de la mine, clasă. A fost greu să alegi mărțișoarele confecționate de cei mici? Nu, n-a fost greu, adică am găsit și unele bune, dar na, momentan am pe acestea. Câte mărțișoare trebuie să cumperi? Cred că 10. Ați cumpărat deja mărțișoare? Da, am cumpărat. Sunt mărțișoare confecționate de ei? Pii, da, da. Cum vi se pare faptul că au adus primăvara puțin? Foarte, foarte frumos, foarte frumos. Ne bucurăm și niște mărțișoare foarte frumoase confecționate de mâna lor. Târgul de mărțișoare este printre primele activități din școală organizate sub dictonul Alex 2024. Atât profesorii cât și elevii vor să fie alături de Alex și să-l ajute să se întoarcă la catedră cât mai repede.